Bună ziua, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimbi, aici în studiourile Capital TV, televiziunea pe bune. Sunt Adrian Simeon, astăzi, de fapt la această oră, îl avem ca și invitat pe primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, care n-a venit însă în calitatea sa de primar, ci în calitatea de purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat Hunedoara. Bună ziua, bun venit în studioul Capital TV la Fotoliul cu Ghimbi. Bine v-am găsit, vă mulțumesc mult pentru invitație, domnul Adrian. Rămâne să vedem dacă mulțumiți și la finalul emisiunii. Dar cum știu că Florin Cazacu este o persoană dintr-o bucată, cred că se va descurca foarte bine, chiar dacă e așezat pe Fotoliul cu Ghimbi. Și chiar dacă, din câte îmi dau seama, în acest moment este prima noastră apariție în cadrul acestei emisiuni. La Capital TV vin pentru prima oară. În calitate de purtător de cuvânt am mai avut conferințe de presă. Aici, și la noi. Prima dată. Prima dată. Da. Sperăm că nu va fi și ultima, sperăm să nu vă sperie foarte tare Ghimbi. Vreau să discutăm în acest moment despre bugetele locale, cel puțin din județul Hunedoara, pe care dumneavoastră în dubla calitate pe care o aveți de fapt, cea de purtător de cuvânt al PSD și de primar în exercițiu, în funcție, deci despre bugetele astea ar trebui să știți, să ne spuneți foarte multe lucruri. Suntem în anul 2020, an electoral, bate campania electorală la ușă, aproape cu și cu pumnii și cu picioarele. Însă, din ce știu eu, din ce am vorbit cu colegi de-ai dumneavoastră, primari, indiferent de partide, există probleme la bugetele locale. Ce puteți să-mi spuneți despre acest lucru? Da, colegii mei primari din județul Hunedoara și nu doar din județul Hunedoara, din toată țara, se plâng de faptul că bugetele locale sunt într-o situație foarte delicată în acest moment. Vă mărturisesc că în fiecare an, la sfârșitul anului de obicei, în structurile asociative din care facem parte, Asociația Comunilor, Asociația Municipiilor sau Asociația Orașelor, încercăm să convingem Guvernul României că este necesar să aloce cât mai multe resurse financiare pentru ca unitățile administrative teritoriale să se dezvolte. Nu putem vorbi de o Românie dezvoltată, nu putem vorbi de un nivel de trai ridicat pentru oamenii acestei țări dacă nu avem orașele bine dezvoltate, municipiile, comunele, pe fiecare stradă să poți să aloci resurse pentru a ridica nivelul de trai în zona respectivă. În fiecare an când se construiește bugetul național, prin legea bugetului de stat se stabilește cota parte din impozitul pe venitul global care va fi alocată unităților administrativ-teritoriale. Bugetul local este de fapt instrumentul prin care poți să asiguri îndeplinirea proiectului pe care ți le propui, instrumentul prin care reușești să îți îndeplinești oferta electorală și instrumentul care asigură predictibilitate în ceea ce privește dezvoltarea comunității. În acest an, din nefericire și în condițiile acestei crize, una din principalele surse de constituire a bugetului local, și anume impozitul pe venitul global, impozitul care se colectează de la populația care muncește într-o anumită unitate administrativ-teritorială, este tot mai mic. Am avut la începutul anului estimat o anumită sumă transmisă de către Direcția de Finanțe Publice și la jumătatea anului ne trezim că această sumă a fost încasată doar în procent de 85%, fără perspectiva ca diferența pe care nu am primit-o în prima jumătate a anului să o putem încasa în perioada imediat următoare. Deci 85% din suma estimată până la jumătatea până anului? Până la jumătatea anului. Aha. Da. Vorbim de valori foarte mari. 15%, da. Nu pare mare. Nu. Atunci când îți construiești bugetul, bugetul are două componente foarte importante. Are componenta de funcționare. Ești obligat să asiguri funcționarea unității administrativ-teritoriale, să asta înseamnă dai salarii, curent, curent, iluminatul public, toate cheltuielile care le presupune un oraș și ai secțiunea de dezvoltare unde tu trebuie să asiguri cofinanțările pentru proiecte europene, unde să asiguri sumele necesare pentru proiecte de investiții, unde trebuie să asiguri sumele pentru documentațiile tehnico-economice în vederea elaborării unor proiecte și mai avem o componentă foarte importantă, componenta de asistență socială.
de aproximativ 2 ani de zile, știți că primăriile sunt obligate să susțină o cotă parte din indemnizațiile persoanelor cu nevoi speciale, din asistenții personali. Această sumă este greu de controlat de către noi, care de către cota? Primării. Că nu mai știu exact. Nu este cotă. Am susținut, ne susținem 50%. Da. Deci 50% susțineți dumneavoastră. Cheltuieli susținem, deci dacă noi. Dumneavoastră aveți, să zicem, de plată, bine, aveți de plată mult mai mult, dacă aveți de plată 1 miliard de lei vechi către aceste persoane, 500 de milioane trebuie să-i puneți dumneavoastră din bugetul local. Și 500 de milioane trebuie să vă dea statul român. Da. Da, dar eu știu că de multe ori nu vă dă nici aia 500 de milioane. Vă dă 250, urmând ca atunci când își aduc aminte de o rectificare bugetară să o mai suplimenteze. Da, și mai este o chestiune care trebuie să o, să o știe telespectatorii noștri, este o cheltuială dinamică. În sensul că numărul persoanelor cu dizabilități fluctuează, poate să crească de la o lună la alta, așa cum poate să și scadă, dar poate să crească. Și atunci tu nu poți să-ți construiești un buget local pe niște cifre concrete. Acest instrument prin care lucrează administrațiile publice locale este foarte, foarte important. Acest buget îți asigură predictibilitatea. În condițiile în care am avut un anumit volum de venituri, tu îți dimensionezi cheltuielile în funcție de venituri. Trebuie să ai echilibrat perfect veniturile, adică cheltuielile să fie acoperite de venituri, pentru că prin legea finanțelor publice este faptă penală în cazul în care angajezi o cheltuială mai mare decât veniturile programate. De fapt, există un control prin sistemul informatic care nici nu-ți permite să vii cu cheltuieli mai mari decât veniturile programate. Dar în acest, la jumătatea anului 2020, când veniturile estimate a fi încasate sunt mai mici, dar tu ai deja cheltuieli angajate, suntem într-o situație foarte delicată în care ai contracte în derulare pe care trebuie să ți le achiți și nu ai venit la bugetul local ca să poți acoperi aceste cheltuieli. Păi și ce faci? În această situație, noi, Liga Primarilor PSD, ne-am întâlnit în luna iulie, știind faptul că în a doua jumătate anului se poate face rectificarea bugetară și am solicitat prin Liga Primarilor, prin asociațiile noastre ale comunelor, orașelor și municipiilor, am făcut o adresă către Guvernul României, către Ministerul de Finanțe, către Instituția Prefectului Hunedoara, în care le-am făcut un punctaj al nevoilor pe fiecare unitate administrativ-teritoriale legate de acoperirea necesarului în bugete locale. Vreau să vă dau un exemplu. Noi am făcut-o pentru 17 unități administrativ-teritoriale. Doar la nivelul a 17 unități administrativ-teritoriale vorbim un necesar de sume defalcate pe anul 2020 de 39 de milioane de lei. Foarte mult pentru noi, pentru bugete locale. Adică am vreo trimis 390 de miliarde sau da, 3, da. Nu? Am expediat această adresă către Instituția Prefectului, către Ministerul Finanțelor, către Guvern. Când ați făcut-o? Și facem presiuni. Ea a fost în data de 24-7-2020. Iulie, deci am prezentat-o într-o conferință de presă, bineînțeles. Am prezentat-o într-o conferință de presă și am solicitat Guvernului, Ministerului, Instituției Prefectului să găsească o soluție la acest dezechilibru din bugete locale. Este foarte important și este foarte grav ceea ce se întâmplă astăzi. Pe bună dreptate, oamenii din comunități cer. Au nevoie de drumuri, au nevoie de extinderea rețelelor de apă și canal, au nevoie de asigura un iluminat public corespunzător, au nevoie de parcuri bine puse la punct, au nevoile firești ale unei comunități și a fiecărui cetățean. Ori fără bani, acest lucru nu-l poți face. Adică noi nu vorbim în administrația publică locală de vise, noi vorbim de proiecte care trebuie să aibă stabilite foarte clar obiectivele, care trebuie să atinse în scurt timp. Instrumentul prin care poți să-ți atingi obiectivul este bugetul local. Nu ai corect bani, nu poți face. E o logică simplă. E ca și acasă, nu? Da. Este o logică simplă. Foarte, pe cetățean nu-l interesează cât costă kilometru tona de asfalt sau cât costă iluminatul public într-o noapte. Nu-l interesează. El vrea să aibă și firesc. Este normal. Este motorul care duce la dezvoltare și la... Este motorul care duce la dezvoltarea comunității. Dorința omului trebuie să fie pentru noi sfântă. Păi și a fost de fiecare dată? Acum asta e o întrebare cu paranteză. Așa este firesc. Noi trebuie să ne întâlnim, să ne ridicăm la exigența cetățeanului. Dacă are o anumită pretenție, tu trebuie să le atingi. Ce vi s-a răspuns la adresa asta pe care ați făcut-o? Încă nu am primit răspuns la adresă.
Am avut și unele discuții telefonice cu prefectul, care îi spuneam situația grea în care se află bugetele locale din principale primării din județul Hunedoara, unde calitatea de purtător de cuvânt a fost îndrituit de către Liga Aleșilor Locali să exprimă opinia. Din păcate, până la acest moment, nu avem niciun rezultat. Am sentimentul că guvernul încearcă să tragă de timp, să zic așa. Suntem deja luna august, mai vine luna septembrie, atenția opiniei publice va fi orientată mai mult către începerea anului școlar. Probabil că și această situație cu pandemia mai deturnează puțin atenția de la probleme importante care sunt în comunități. Intrăm în campanie electorală, așa că din nefericire cred că nu putem vorbi de o rectificare bugetară undeva până luna octombrie sau noiembrie. Ori este deja foarte, foarte târziu. De ce? Opriți-vă, aveți un debit verbal de măzăpăciți, inclusiv pe mine, care sunt un moderator cu experiență. Da. Eu vreau ca informația să ajungă precisă și la telespectatorii noștri. De ce spuneți lucrul ăsta? De ce abia luna octombrie? V-am spus-o. În primul rând, că intrăm în zona de campanie electorală și nu cred că... Păi dă un coro de campanie nu cred electorală, că un guvern... care asistați... Păi vom vedea. Hai să ne întâlnim peste o lună de zile și vedeți, domnule, ați avut dreptate. Eu uite, nu s-a întâmplat. Dar de ce? Pentru că atunci când suntem într-o zonă de campanie electorală, guvernul nu alocă resurse financiare pentru bugetele unităților administrativ-teritoriale. De ce? Pentru că așa procedează un guvern iresponsabil cum este guvernul de acum. Păi stați un pic, a fost și guvernul PSD înainte. Ce? Ei... Niciodată într-o guvernare PSD nu trebuie s-a să întâmplat lucrul ăsta. Să pornești cu un deficit din start. Deci din momentul în care ai elaborat bugetul, din momentul în care ai construit bugetul, în prima lună a bugetului, să ai, cum am pornit noi, elaborat cu suma de 4 milioane de lei mai puțin față de anul precedent. 4 milioane de lei, niciodată, 4 milioane de lei vechi, exact, da? Niciodată nu am avut o asemenea situație la municipiul Brad, să am suma de pornire a anului mai mică cu 4 milioane de lei față de suma de pornire a anului precedent. Motivul? Pentru că sumele estimate a fi încasate din impozitul pe venitul global, din punctul de vedere al Ministerului de Finanțe, ar fi mai mici. Să știți că este o necunoscută pentru fiecare primar din această țară, dar este, și eu spun cu responsabilitate. În niciun an nu știm să ne calculăm noi primăriile suma pe care urmează să o încasăm din impozitul pe venitul global. Se schimbă, este o formulă care fluctuează, deci se schimbă de la... Eu tot auzit de formulă de la, asta tot, de calcul. Tot auzit de formulă, da. Care pe mine mă enervează. Cum mama zborii? Și aici vă întreb o chestie, că n-am înțeles-o. Deci în 2000... în anul 2000, pe baza formulei de calcul, îmi dai 5 lei. Exact. Și în 2001, pe baza aceleași formule de calcul, îmi dai 3 lei. În condițiile care sunt constante, populația, suprafața unității administrative teritoriale și agenții economice aceeași. Și mai crește și inflația. Exact. Și îți dă mai puțin. No. Imaginați-vă păi, cu ce ne confruntăm noi. Răspund. Păi da, am solicitat în mod înscris, în baza legii privind accesul la informații de interes public. Pentru a stabili și noi primăriile, domnule, ce sume o să am în anul viitor? Să ne spună și nouă cum calculează, nu au dat răspuns. Este o formulă X plus Y. Nici la Asociația Municipiilor din România, adică structura care are reprezentativitate conform legii pentru negocieri la nivelul bugetului și la nivelul Ministerului de Finanțe. Nici acolo nu s-a răspuns. Nici acolo nu s-a răspuns. Ce vreau să vă întreb, că eu sunt chiar curios. Da. Cum e? X plus Y la pătrat radical din doi primari dă un consilier local egal 4 miliarde. E o chestie de genul ăsta? Adică X plus Y? Da, este o formulă dată în legea finanțelor publice în care, în funcție de numărul de populație, deci numărul locuitorilor, suprafață, impozitul pe venitul global colectat în anul precedent, există o formulă în care se calculează care ar fi suma pe care ai putea o primi în anul următor din venitul global în casa. De vedere și vă spun la ce mă duce gândul acum. Mă duce gândul la comuna bătrână. Cum dai acolo formula de calcul pentru câți mai oia? 70-80 de oameni acolo, nici nu știu. 70 de oameni ori suprafața care poate fi mare a comunei administrativă, da? Ori nu știu ce și le arunci la aia vreo câteva miliarde pentru 70 de oameni. Doamne, ce să zic, n-am nimic de un primar de la bătrâna cu noastră, n-am nimic. Dar îmi stă pe limbă exemplul ăsta de multe ori, că
Comuna aia nici nu ar mai trebui să mai există. Ar trebui arondată alte unități administrativ-teritoriale. Și atunci, pe baza aceleași formule de calcul, tu îi dai și la Brad, și la București, și la nu știu care bani, dar nu dă de nicio culoare. Că, repet, în 2000 îmi dai 5 lei, în 2001 îmi dai 3 lei și pe urmă se schimbă guvernul și în 2002 îmi dai 7 lei. Exact. Deci pot să fac o demonstrație a faptului că de la un an la altul au fost majore diferențele între sumele alocate pentru echilibrarea bugetului locale. Nu poți să stabilești ce sume ai pentru a ști cât să te întinzi cu cheltuielile. Adică nu știi cam din septembrie exact cum să-ți faci planul pentru ianuarie. Nu, nici vorbă. Din fericire, să zic așa, am găsit formula unor bugete multianuale și atunci de foarte multe ori începe investiție în anul în curs. Valoarea, perioada de implementare a acelei investiții este poate de 7 luni, de 10 luni, de 12 luni și atunci tu începi în acest an, îți estimezi câte cheltuieli vei avea cu acel proiect în anul în curs și suma rămasă o proiectezi pentru anul viitor. Și asta este tot un instrument de care trebuie să auzeze administrația publică locală. Bun, asta e un fel de așa, nu mai sărgardul ocolesc. Păi, să știți că în calitate de ordonator principal de credite trebuie să fii un bun cunoscător a finanțelor publice, trebuie să știi legislația foarte bine pentru a nu comite vreo greșeală care este sancționabilă de Curtea de Conturi, sancționabilă de instituțiile statului. Și acum revin eu cu întrebarea. Și atunci primarii care au 4 clase, 8 clase, 10 clase și sunt puși în funcție, cum e cu ăștia? Da. Că sunt. Ați sesizat foarte bine aspectul legat de faptul că ajung unii oameni în calitate de primar. Și de la dumneavoastră, de la PSD, și de la PNL, și de la alte partide. Mulți consideră funcția de primar doar o funcție de reprezentare, dar calitatea de ordonator principal de credite te obligă să fii un bun cunoscător a tot ceea ce înseamnă legislație specifică în domeniu. Bineînțeles, ai aparatul de specialitate a primarului, ai contabilul, ai compartimentele financiare, ai oameni de impozite și taxe locale. Instituția, în schimb, să știți că poate să funcționeze perfect și în oraș să nu se vadă nimic. Pentru că scopul unei instituții nu este să genereze hârtii sau să fie funcțională această instituție. Trebuie tu, ca și primar, să faci politici publice, să stabilești obiectivele și să le prioritizezi în funcție de nevoile comunității și să ai anvelopa financiară pentru a-ți atinge acele obiective. Adică îți trebuie ceva mai mult de 2 neuroni. Îți trebuie experiență, în primul rând. Îți trebuie cunoștințe în domeniul financiar contabil. Trebuie să cunoști foarte bine care sunt prioritățile comunității. Toată lumea are nevoi, dar trebuie să stabilești, dom'le, este mai importantă strada X sau strada Y. Poți să ai un individ foarte vocal, undeva într-un capăt de stradă, care nu arată așa cum trebuie și care să te determine să faci o investiție de milioane de lei pentru 5 case. Și să ai o zonă mai liniștită. Da, și să ai o zonă mai liniștită. Opriți-vă. Așa se poate întâmpla. Poftiți. Ai unul vocal care stă pe stradă cu 5 case și el urlă pe Facebook. Exact, sau nu știu unde, exact. Pune poza cu groapa din vârful dealului. Și de ce te determină pe tine? Că tu știi foarte bine ce ai de făcut ca primar. În funcție de prioritățile tale. Înseamnă că ești un primar slab dacă te determină lucrul ăsta. Asta este. Deci tu trebuie să stabilești priorități. Aici am vrut să ajung. Și atunci când îți prioritizezi obiectivele, trebuie să văd, domnule, adresabilitatea. Tu trebuie să maximizezi valoarea unei investiții în funcție de nevoile comunității. Cât mai multă lume trebuie să beneficieze de banul public. Cât mai multă lume. Bineînțeles că mai avem componente legate de fonduri europene, legate de alte sume de la Compania Națională de Investiții. Pentru că un primar trebuie să se dezvolte. Eu pot da exemplu la mine, la Brad. Dacă ar fi doar din impozite și taxe locale și IVG, bineînțeles că nu aș reuși să ating nici jumătate din obiectivele pe care mi le-am propus. Dar există Compania Națională de Investiții, care noi avem la Brad în acest moment în derulare două proiecte foarte importante prin Compania Națională de Investiții și încă două în așteptare, care aduc un mare plus în comunitatea noastră, respectiv sala de cinema de la Brad, un proiect finanțat prin Compania Națională de Investiții de aproape 1 milion de euro. Cinema și 3D? O sală de sport, da, cinematograf 3D și care va fi și o sală de spectacol. Și cine va opera acolo? Primăria? Primăria. Sau o veți concesiona unui... Nu, primăria a devenit proprietarul acelei săli de cinema. Au fost și câteva procese legate de
proprietatea acelei săli, am câștigat procesele în instanță, am făcut expertiză tehnică pentru că era o clădire foarte veche din anii 30 și era o clădire pericol. În sensul că dacă intrau cetățenii în acea sală și ai fi introdus o instalație de sonorizare foarte puternică, era risc 80% să se dărâme acea clădire pe oameni. Au durat aproape 10 ani, deci expertizare, lucrări de consolidare, după aceea au fost întrerupte lucrările pentru că a intervenit un proces, am reușit ulterior să obțin finanțare de la Compania Națională de Investiții și acum se derulează proiectul și urmează să fie pus în funcțiune în maximum 2 luni de zile. Deci în 2 luni de zile, ziceați dumneavoastră că Brădănii vor avea cinema 3D? Vor avea o sală de spectacole modernă și cinematograf 3D. În 2 luni două, de zile. Două lucruri total diferite, nu, da? Deci doi în unu. Da. Am înțeles. Și această clădire face parte din un ansamblu monument istoric numit Strada Independenței și încercăm ca acea stradă să devină un centru istoric al municipiului nostru. Sunt clădiri construite în perioada interbelică, în stiluri arhitecturale diferite și încercăm să punem în valoare zona respectivă în municipiul nostru. Știți, o mare provocare pentru un primar este să creeze identitate în orașul unde este chemat să-și facă datoria și noi vom reuși la Brad să creăm o identitate specială cu acea zonă. Dar ca să revenim puțin la bugetele locale. La ce vă referiți înainte de a reveni la bugetele locale când spuneți identitate? Păi, foarte multe orașe din județul Hunedoara au fost orașe construite în perioada comunistă. Au fost dărâmate casele vechi și au fost construite culoare de blocuri. Noi când vorbim de un oraș cu identitate, trebuie să ai piețe publice, trebuie să ai clădiri cu arhitectură deosebită și o provocare, să zic așa, arhitecților a fost în perioada interbelică. Noi la Brad beneficiem din fericire de anumite clădiri cu o valoare arhitecturală deosebită, chiar dacă sunt puțin risipite în oraș, adică gara, care este într-o extremă orașului, Casa de Cultură este în centru despre care vă vorbeam. Din nefericire, în anii 80 a fost demolat centrul vechi al orașului nostru. Îl mai regăsim doar în vederile vechi din anii 1920-1930 și am mai reușit să salvăm, să zic așa, ansamblul monument istoric Strada Independenței, unde avem bibliotecă, avem o clădire în stilul baroc de Transilvania pe care am achiziționat-o noi primăria și unde vom înființa un punct muzeal a orașului. Avem clădirea Casei de Cultură care este construită într-un stil prusac. Avem clădirea primăriei care este într-un stil industrial Bauhaus, a fost sediul societății Mica. Și acum avem cinematograful de la Brad care este o clădire nou construită, reabilitată, într-un stil neoclasic, eclectic. Ce aveți acolo, dacă spuneam înainte 2 în 1, cred că aveți vreo 10 în 1 pe acolo, tot felul de chestii, să știți, cât se poate de diferite. Studenții de la arhitectură ar putea să ia lecții în zona respectivă și este o provocare pentru noi, pentru administrație, să punem în valoare acea zonă a orașului nostru, ansamblul monument istoric Strada Independenței. Bun, dar ideea este, nu vreau să trecem mai departe, că imediat luăm publicitate. Ideea este următoarea, vreți să faceți, că vorbim 10 minute și despre Brad, că nu se poate să nu vorbim despre Brad. Vreți să faceți, vreți să creați, dar mai aveți pentru cine? Mai sunt Brădeni? Sau e în scădere numărul lor? Migrează lumea de la Brad? Pleacă lumea de la Brad? Pleacă tinerii? Pleacă alții? Am văzut că zilele trecute unele statistici legate de orașele din care au migrat cei mai mulți oameni, să zic așa. Vreau să vă dau o veste bună. La Brad nu se întâmplă așa ceva, pentru că la Brad vin foarte mulți oameni din toată zona de nord a județului Hunedoara. Brad a devenit un centru al nordului județului Hunedoara. Toată lumea de pe sate, din comunele din nordul județului, vine la Brad. Să știți că într-o zi de joi la Brad este o aglomerație de ce cumplită. Așa este o tradiție la noi, joia se ține târgul de la Brad, piața de la Brad și în ziua de joi este foarte multă lume la Brad. Joia sau în zile de sărbători religioase, dar Brad a devenit un oraș foarte aglomerat. Noi avem acum o mare provocare să construim câteva parcări pentru a putea să asigurăm nevoile de parcare ale celor care vin cu mașinile. Dar ce face lumea la Brad? Ce muncește la Brad? Mai sunt locuri de muncă? Avem majoritatea sunt foști mineri, nu?
Da, sunt foști mineri. Știm cu toții că minerii au ieșit la pensie la 45 de ani și cu 20 de ani de activitate în subteran. Sunt câteva societăți comerciale care fac volane, componente auto, firme de lon. Cam asta este, din nefericire, doar structura economică a orașului nostru. Bun, și sunt instituțiile care funcționează în zona Bradului. Am înțeles. Stimați respectatori, Florin Cazacu, primarul municipiului Brad și în același timp purtătorul de cuvânt al PSD Hunedoara, este invitat la Fotoliu cu Ghimpi. Luăm câteva momente de publicitate. Revenim, rămâneți cu noi.